Al 18-lea deces provocat de gripă la Galați. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a anunțat astăzi că virusul gripal tip B a provocat moartea unei femei în vârstă de 60 de ani care nu fusese vaccinată. Vineri a fost anunțat decesul unei femei de 78 de ani internată la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, confirmată cu virus gripal tip A. Deocamdată nu se știe dacă bătrâna fusese vaccinată antigripal. În total, în țara noastră au fost înregistrate în această iarnă 18 decese din cauza gripei. 8 dintre decese au fost raportate doar în această săptămână. La nivel național, numărul infecțiilor respiratorii acute, însemnând gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii înregistrate în săptămâna 29 ianuarie-4 februarie, a ajuns la peste 108.000, cu 12,3% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a anului trecut. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat joi într-o conferință de presă că în acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripă, fiind doar o circulație mai intensă a virusului gripal care se va prelungi până luna aprilie și că trebuie luate măsuri de siguranță. Sezonul de gripă a demarat mai târziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripă. Există focare locale, București, Iași, Constanța, cu posibilitate de extindere și cazuri izolate în diverse locuri. Măsurile de prevenție sunt cele mai importante. Am spus-o încă începând de săptămâna trecută. Direcțiile de sănătate publică, spitalele, trebuie să fie atente. Carantină, interzicerea vizitelor, limitarea acestora, dar cred că cel mai simplu este să respectăm niște reguli minime de igienă. Sorina Pintea a dat asigurări că medicii de familie au în stoc aproape 136.000 de doze de vaccin antigripal, suficiente pentru a fi administrate populației cu risc de îmbolnăvire, în special bătrâni și copii. Epidemiologii spun că vremea neobișnuit de caldă favorizează răspândirea gripei.